Pe bune. Hai să vorbim despre primul milion. Vă spuneam și data trecută, primul milion este o treabă metaforică. Nu toți ajungem la un milion. Unii trebuie să ajungă măcar la 5.000, la 10.000, la 100.000. Dar cum facem primii bani și repede că îmbătrânim, ne spune astăzi Adrian Măniuțiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Nu-i musai un milion. Nu, oricum, primul milion începe cu prima mie de lei. Da? Trebuie să vedem cum ne organizăm, să punem prima mie de lei deoparte sau să investim prima mie de lei și după aia cred că încet, încet ajungem tot mai sus. Sigur că e o chestiune metaforică, dar începe oricum cu mentalitatea potrivită, cu starea de spirit potrivită, deși lumea ar spune că începe și cu puțin bani puși deoparte, ceea ce e corect. Cu asta trebuie început, să începem să punem bani deoparte, că nu o să ni dea nimeni, da? Nu are rost să-i așteptăm de la nimeni. Și mă uitam pe un studiu făcut de prietenul Marius Luican și vedeam că, uite, 2 din 3 români întâmpină dificultăți în a pune bani deoparte și cam tot ce spunem noi aici e construit în principiu în jurul acestei idei de a pune bani deoparte, tocmai ca să ai un punct de start. Și foarte scurt, uite, 3 din 10 români nu reușesc deloc să pună bani deoparte, tot 3 din 10 români reușesc astăzi să pună mai puțin bani decât în perioada trecută și mă rog, uite, totuși 40% dintre ei, deci 4 din 10 români vor economisi mai mult sau cel puțin la fel ca până acum. E un procent în echilibrare, dar lucrurile nu arată chiar grozav și aș porni astăzi cu concluzia cu care am încheiat ediția trecută. Prima parte din cele două legată de sfaturile, de regulile, unele bune, unele mai puțin bune, pentru a reuși totuși să ajungi la un confort financiar. Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Dom'le, savurează, simte-te bine, trăiește-ți viața. În schimb, investește ca și cum ai trăi pentru totdeauna. Adică să ai suficienți bani să trăiești. Bun. Prima regulă și e într-un fel o reiterare a tot ceea ce am spus noi aici în toată această perioadă. Puneți bani deoparte, indiferent de sumă. Și aici un balans între satisfacția imediată, hey, da? Și, nu știu, o mulțumire care vine în timp și care e oricum mult mai așezată. Da? Unde și recomand să pun banii deoparte? La saltea, la bancă sau la acea rudă de încredere? La saltea nu o să se înmulțească niciodată. Bun. Într-o primă fază e bine să iai în bancă, nu la saltea, nici banca, un cont curent sau un simplu cont de economii nu-ți va aduce mult. În schimb, te va feri de un lucru, de aceste cheltuieli necumpătate. Că nu-i vezi toată ziua. Cei care reușesc să strângă și să aibă ce să investească, înțeleg conceptul ăsta de amânare a fericirii. Da? Okay. Hai să fim fericiți mai mult și mai de-a binelea un pic mai târziu, chiar dacă acum strângem un pic din dinți. Într-un fel ca în povestea cu greierele și cu furnica. Trebuie evitate datoriile. Atunci când nu pot fi evitate, trebuie menținută o permanentă legătură cu creditorul ca să nu escaladeze problemele dacă ele apar, dar e foarte important să încercăm să evităm datoriile. Și n-are rost să mai spun, cu atât mai mult pentru sublinierea unor simboluri din asta de status. Adică nu veți ajunge niciodată să aveți bani, dar niciodată și vă dăm în scris dacă veți cheltui pe prostii pentru a impresiona pe alții. Adică cea mai bună variantă de a nu avea bani niciodată e de a-i cheltui pentru a vă da mare. Da, viața voastră senzuală va fi mult mai intensă. Nu fiți fraier, dați banii pe prostii. Că se uită alte fete. Băi, Dani! Băi, Adrian, păi ce facem aici? Stricăm oamenilor treaba. Lasă mai câștige și cârciumile de pe șampanie și ăștia care vând mașini scumpe. O zicem în fiecare ediție. Da. Treaba lui Gary Vee, care spunea: nu cheltuiți bani pe care nu-i aveți, pe lucruri de care n-aveți nevoie, pentru a impresiona oameni care nu vă plac, chiar dacă aveți impresia că ați dat peste vreo ofertă extraordinară sau peste un sale sau peste mai știu eu ce. Cine a zis asta? Gary? Gary Vee. Eu am crezut că Răzvan Simion. Da, eu am crezut că el a zis-o prima oară, că așa ne-a făcut să credem. E foarte bine dacă gândești așa. Și apropo de treaba asta cu oportunitățile, mama, n-am putut să stau deoparte pentru că era o super ofertă. Da. Warren Buffett spunea că dacă ceva costă $1000 și tu ai posibilitatea să-l cumperi cu 750, da, n-ai făcut o economie de $250, ci ai cheltuit 750 pe o prostie. Corect. Apropo de... Da, cu banii bine să fie așa...
precum la iceberg-uri. Da? Arată-ți doar vârful. Am depășit cheltuielile simbolice. Trebuie să-ți asumi riscuri. Da? Cel mai mare risc, apropo, vorbim despre acumulare, da? Despre cum să ajungi să faci niște bani care să-ți dea un confort. Păi, asumându-ți riscuri, cel mai mare risc este să nu-ți asumi riscuri. Dar să știi că dacă urmărești, că acum apar în podcasturi toți bogații lumii și ai României, de ce nu, în afară de aia care au furat și au dat în cap, toți spun că 2, 3, 5 ani au trăit la limită cu banii, dar ei acum conduc niște mega mașini. Da, care, mă rog, mașini sunt un fel de cireașă pe tort, chiar nu contează în tot ansamblul confortului financiar pe care dețin bani foarte mulți, dar toți... invariabil au trecut printr-o perioadă în care n-au foarte cheltuit, pentru că voiau să reinvestească totul. Asta îi leagă pe toți. Păi tu știi că și eu mă gândesc, gândindu-mă așa la garsoniera ta și la... Și eu mă gândesc, poate, să fac un switch, uite, înapoi în chirie, de altfel n-ai niciodată. Și să pentru că ții niște bani blocați absolut aiurea. Dar mă rog, asta e o altă poveste. Mulți se uită, domnule, cum, uite, ai nu știu ce apartamente și tu stai în chirie. Păi da. Despre asta e vorba. Da. Acumulezi și încerci să le înmulțești în timp. Treaba asta cu riscurile e ca și treaba cu sportul. Nu poți să faci sport de pe canapea comentând. Da? Trebuie să intri pe teren. Cam asta e. Nu așteptați nimic de la nimeni. Ne apropiem așa de o formă un pic mai concluzivă, mai comprimată. Nu așteptați niciodată nimic de la nimeni. Începeți voi că nu o să vă dea nimeni nimic și mai mult decât atât nici nu vă datorează nimeni. Și în general nimic. Bogații nu vă dau nimic degeaba. Nu uitați treaba asta. Da. Știți că o atmosferă neprielnică sau gândurile astea negative, lipsa unei motivații, da? Poate să contribuie foarte, foarte mult la insucces. Și atunci v-aș propune să nu vă comparați cu alții, nu vă puneți ca etalon ceea ce au realizat alții, pentru că întotdeauna depinde de context. Comparați-vă doar cu voi, rezumați-vă în analizele astea doar la voi și întotdeauna vor fi unii care vor face mult mai mulți bani, care vor avea mult mai mult succes, mai care vor fi noi. Mult mai iubiți. Evident că sunt mai proști ca noi, dar asta e, așa e în fotbal, știi? Da. Așa e în fotbal. Și de-aia spun, voi dacă faceți 1000, fiți mulțumiți poate cu 1000 respectivă, alții fac 100 sau 50, chiar dacă unii fac 100.000. Deci, din nou, aici comparația trebuie să fie cu voi înșivă. Mai țin minte parabola, sau nu știu dacă e o parabolă sau ce era, o poveste cu tipul care merge pe jos și se plânge uitându-se cu jind la ăla care merge pe bicicletă, care la rândul lui se uită cu jind la ăla care merge cu mașina, care se uita cu jind la unul care trecea cu elicopterul și ăla din elicopter, săracul, era unul transportat aproape pe pat de moarte la spital și se uita la cel care umblă pe jos și spune, mamă, ce n-aș da să fiu și eu acum acolo să pot să fac o plimbare, știi? Deci lucrurile în viață sunt foarte relative din punctul ăsta de vedere. Final? Hai să vedem, ideea e să nu vă temeți de consecințe, da? Asumați-vă riscuri, nu vă temeți de consecințe, puneți bani deoparte și ce ați putea să faceți aici în toată nebunia asta cu nu vă temeți de consecințe, asumați-vă riscuri, să aveți întotdeauna un plan B, un plan C, un plan D. Astea sunt lucruri la care vă puteți gândi și din punct de vedere al independenței financiare, de-aia cred că treaba cu comparația e foarte importantă, pentru că pune o presiune fantastică pe noi. Nu vă comparați cu alții și nu uitați că independența financiară nu înseamnă să nu mai lucrezi, da, sau să nu mai fie nevoie să lucrezi, ci din contră, să rămâi activ, dar să faci ceea ce îți place, înconjurat de oameni pe care îi apreciezi și cu care îți face plăcere să fii. Aici cred că lucrurile sunt foarte împărțite, trebuie tratate cu mare grijă, dar tot, absolut tot, începe cu prima 1000 de lei pusă deoparte și investită. Primul milion începe cu prima 1000 de lei pusă deoparte și plasată undeva. Mulțumim tare mult, nu uitați că degeaba visăm la bogății și la cum o să vedem vacanțe interesante. Dacă fix la 5 când sună ceasul rupem ușa, ca angajați, nu ca angajatori, și ne mutăm pe canapea unde spargem semințe și sperăm să luăm la pariuri. Așa n-ai cum să faci bani, că nu, dacă nu arunci cu undița, n-ai ce să pescuiești. Deci măcar nu trebuie să fie mulți bani. Confortul nu trebuie să semne enorm de mulți bani. Să fie mulți.